Salut! Vă întrebați vreodată jucăriile din anii 2018, 2016 și 2017, adică jucăriile care am avut noi în zilele noastre, să zic așa, mini jucării, că unii după... Na, am și eu deja, dacă sunteți atenți, dacă dați zoom, deci o să-ți dau zoom, dacă puteam să dau zoom, dați acolo, vedeți? Eu chiar n-am, bun. Și astăzi o să vă prezint jucăriile preferate ale copiilor care și s-au dus vreo două. Adică, nu știu, pe mine m-au cam plictisit. În clasă nu se mai vorbesc despre aceste lucruri decât un singur lucru. Bă, adică nu te prea ai cum să te rănești bine dacă ești tu prost și crezi că e de mâncare și îl mănânci când ești așa. Dacă ești deștept și nu și știi ce e, da. Bine, hai să începem cu episodul. Și a nins și încă mai ninge afară. Jesus. Deci urăsc frigul, frate. Adică bine să ningă sau să plouă, nu știu. Ninge, da. Deci mâine o să mă trezesc cu zăpada până la mașină și mama trebuie să dezăpezească mașina, așa. Și da, nasol. Sunt și eu puțin răcit, dacă nu știați bine, încerc să par cât mai activ, dar deja după câte vedeți, iau și o pauză de 2 zile, că mă doare puțin gâtul la cât vorbesc. Bine, pentru editat nici nu mă interesează, că editatul doar e simplă chestia, na. Decât să pui o da un green screen de la pe ecran, ca acum, așa. Sau alte imaginații, gen, știi? Și hai să începem episodul, că am avut un intro foarte lung și scuzați-mă, dar am vrut și eu să mai vorbesc eu, na, în acest vlog. Și apropo, lăsați-mi... Ok, prima jucărie a anilor aceștia a fost, bine, o să vă arăt o parte din colecție. Unii s-au referit la acel lucru și anume Kendama, bine. Nu o să vă arăt chiar toate Kendamele, dar o să vă arăt două dintre ele, că le-am fix în cameră, undeva pe aici și în birou și hai să vedeți. Bă, sincer să zic, mi s-a părut ceva destul de interesant. Vara anului 2017 sau din primăvară am început să-mi joc cu ea. Și, cum să zic, bă, sincer mi-a plăcut să mă joc, mai mi-am bătut creierii. Adică când mă trezeam de dimineață, mă trezeam obosit, dar eu tot puneam bila pe cupe. Acum nu mai știu, că nu mai m-am jucat de vreo 3 luni, să zic așa. Adică, na, mi s-a părut ceva în vară, că na, eram toți, știi, eram la mod, acum nu mai e la modă, frate. După câte am văzut, nimeni nu mai postează clipuri cu Kendama. Bă, sincer să zic, au fost și a fost, dar acum nu mai e ce mai e. O să vă arăt colecția mea de Kendame, cam ce am avut. Nu chiar toată, că două Kendame au fost distruse de mine, fiindcă nu mai au ață. Bine, nu au fost una a fost distrusă, i s-a luat culoarea, dar hai să vă arăt celelalte kendame. Nu o să spun firma, că nu vreau eu. Deci da, după câte vedeți, avem această kendamă. Această kendamă. Bă, și asta poți să schimbați la kendame în culori diferite, în rainbow, dacă colorezi cu marcare. Știi, sau... Da, învățătoarea, în schimb, nu ne lăsa cu Kendama. Da, mi se pare și logic. Adică eu eram cam să-mi primesc o bilă în cap eu, da? Asta e. Următoarea. Ups, cum am trântit-o în pat. Și asta e Kendama, ultima mea Kendama cumpărată. Care cei care sunt de pe canalul de gaming o știu, am făcut un unboxing la ea.
Bă, sincer să zic, sunt cam scumpe aceste kendame, niște o pilă care are cauciuc. Bine, cum să zic, o poți pune aici, aici. În mai multe stiluri, dar trebuie să ai foarte multă răbdare, să zic așa. Costă de la undeva 300, 400, 500 și 200, 100. Depinde de firmă, de kendamă, cât de bună e, nu știu, să zic așa. Și da, și a doua jucărie, să vedem dacă o să mai găsesc prin casă ceva, nu știu. A doua jucărie, dacă nu pot găsi și eu astea spinner, un spinner din casă, fidget spinner, da, atunci o să vă las niște imagini, cam să vedeți și niște clipuri, cam așa, să vedeți cam cum funcționează. Bine, cine nu știe cum funcționează, dar pentru clip așa, să las. Și acum hai să văd unde este un spinner, că am fost așa iurea și n-am pregătit nimic. Bine, n-am vrut să le pun pe masa aia mofkin, fiindcă le vedea și stricam tot clipul. Ok, o să vă las o secvență aici. Cred că ați văzut ceva, nu știu, o să vă las mai întâi o imagine, apoi clipul de la această jucărie, a doua jucărie a anului. Bine, a fost mai josnică decât prima. Dar în fine, și o să vedeți a treia jucărie, care și acum cred că mulți oameni au făcut unboxing și unii chiar au 30 de aceste lucruri. Dacă stați să vă gândiți, deja v-ați referit la o chestie, cei care am zis eu 30 de lucruri din acestea, hai să vedeți a treia jucărie a anului. Cred, nu știu, că pe câte văd foarte multe clipuri cu această jucărie, bine și cu celelalte, dar cu kendama mult. Am făcut și eu clipuri cu kendama, aveam și noi un canal, dar din păcate nu știu dacă o să mai postăm pe Trix Kendama în România. Și nu știu eu decât dacă să mai postăm eu decât să fiu cameraman și editor. În schimb ceilalți fac scheme și toate cele. Înțelegeți voi? Am vrut să vă țin puțin în suspans, poate cei care nu știți, o să vă arăt imediat jucăria. Aceasta, wow, un burete. Bine, e un burete care se, dacă, cică super slow rising și slow, adică slow e foarte moale, așa ca referință, și super slow rising, adică stă așa foarte mult, dar nu înțeleg bine, știi? Adică dacă îl ții așa, se ridice foarte, foarte încet, gen ceva ca o cocă, care filmez cum crește o cocă. Da? Bă, mi se pare destul de interesant pentru această jucărie, dar nu știu, când vedem și în clasă vrea și eu, și în ziua asta am rugat-o pe mama să-mi ia și mie squishy și da, squishy ăsta. Sunt squishy aceste chestii minunante și mirobolante. Și spinner n-am mai găsit, fiindcă nu mai aveam o colecție, 5 spinnere, 10, nu știu câte aveam, dar știu că aveam multe. Bun. Și asta mi se pare un preț mai nasol, adică pentru un burete 24 de lei, 30 de lei, depinde de burete, cât de mare e squishy-ul. Și pentru spinnere la fel, da, 15 lei un spinner. Bine, e mai... Știi, îl învârs pe mână, eu vara am luat foarte multe fidget spinnere, știi, un prieten știe, chiar mai mulți. Adică am luat unul de aur, și că știi că vreau să vă dau de mare prin carter, da? Oricum, da, lumea a fost atras de spinner, dar după... Na, după ne-am atras, apoi iarăși după Ken, da, și alte chestii. Și, în schimb, învățătoarea ne lasă
cu aceste jucării în clasă, cu spinnerul și cu kendama nou. Spinnerul poate era mai ușor să investești, dar kendama nou, nou, nou. Poate am luat-o la terenul de ciocolată kendama. Deci mi-a și fost și frică să mă vadă doamna. Cred că o să fie prefăcut când am văzut că toți m-au auzit, frate. Și după când intram în școală, toți adolescenții așa, Pokémon, go! Că doamne, îi se pare ceva normal să strânge un burete în de când te lovești practic chestii. Și da, du-te și tu că te-am prezentat și pe tine destul. Știu că a fost un clipul, dar am vrut să explic într-un stil mai anume. Și da, sper că v-a plăcut acest clip, apăsați și voi pe butonul de like, un share pe Facebook și nu uitați de subscribe. Și dacă mai vreți să mai prezint și eu niște chestii care au fost pe an, pe moment și ce e acum. Așa, ce se joacă oamenii mai mult, scrieți în comentarii și voi dacă vreți doar. Știu, am vrut să fac un vlog mai lung, fiindcă am lipsit 2 zile. Da, că n-am avut idei și încercam să caut un program de editare pe laptop. Ca să nu mai stau să filmez cu telefonul, după câte... Ia, stați puțin să vă arăt și o camera, frate. Aceasta este camera, frate. Care, dacă o apins, face în stilul ăsta. Și mi se pare bine, bună camera, dar... Da, când o băgam în... într-un ăsta, program de editare, cum să zic, se vedea negru, știți? Și vreau să filmez cu o cameră ca să nu mai stau să mă chinui cu telefonul. Bine, nu mă chinui mult cu telefonul, dar vreau să fac ceva mai reușit, să zic așa. Și da, ne vedem pe, nu știu, pe data viitoare, peste câteva săptămâni, peste câteva zile, habar n-am, deci pa, pa!